Salutare, colegi! Astăzi vom face o colorizare pe acest cadru. Săptămâna trecută am avut o discuție cu colegii de pe chat cum folosim blutul de culoare plus Film Look Creator-ul. Noi vom face un nou de culoare și aici vom pune CST-ul, Color Space Transform, da? Hai să și denumim. Este primul nou de culoare pe care noi îl punem. Toată informația din Panasonic o transformăm în DaVinci, să o recunoască corect. Punem aici DaVinci, Wide Gamut și cu DaVinci Intermediate. De aici plecăm cu alt node, Color Space Transform. Aici vom pune DaVinci și noi de aici din DaVinci îl transformăm pentru blut de culoare, adică Cineon Film Look. De aici trebuie să mai facem un nod de culoare și ne vom alege blutul nostru. Ăsta. Îl tragem aici. Aici din CST-ul ăsta din la intrare vom face un nod în serie și de aici din ăsta vom face încă un nod în paralel. Nodul ăsta vom pune Leave Gamma Gain-ul, da? Cel de jos White Balance-ul. Aici avem CST Loot și aici avem Loot. Astea două de aici băgăm într-un compound. De aici vom mai pleca cu un nod în serie unde vom lucra cu Color Slice. După loot, lootul de culoare pe care l-am ales, mai facem un node și punem Film Look Creator. Și de aici ne alegem Film Look-ul. Mie îmi place cum lucrează ăsta. Depinde foarte mult de gustul nostru. Hai să lăsăm pe ăsta. Și de aici începem să lucrăm pe partea de expunere. Bun, și aici punem, bine, jucăm cu lift-ul, gain-ul și gamma. Dăm mai jos cam așa ceva. White balance-ul este cam rece. Vreau să-l încălzesc un pic. Era la apus. Bun. Și de aici ne jucăm cu skin tone-ul. Da, ne jucăm cu skin tone-ul de aici. Hai să vedem dacă avem un skin tone corect. Iar ce vreau eu să schimb aici, de exemplu, acest verde, galben. Hai să vedem aici, yellow, ca culoare. Da. Și aici. De aici vreau să ne jucăm puțin cu white balance-ul, mai cald și cam așa ceva. Hai să vedem skin tone-urile lor cum sunt. Skin tone-urile și red-ul. Skin tone mai culorat. Bun. Cam așa era și înainte și după. Și aici putem să ne jucăm cu contrast, lift gamma și gain-ul. Și aici putem să scoatem saturația de pe ăsta, grain-ul de pe saturație. Și flicker-ul nu ne trebuie, că nu vrem să avem chestia asta. Bun, la sfârșit de aici putem să mai facem încă un nod. Și aici în card punem aici mai multă luminositate, închidem partea de shadow și highlight-uri de puțin mai jos ca să nu fie așa de ridicate. E, cam asta ar fi, înainte și după. Film Look Creator-ul putem să alegem, să schimbăm de aici, din Color Space, White Point-ul. Și exemplul ăsta de 75. Avem diferența asta de rece și cald, dar hai să schimbăm un pic skin tone, că este cam roșu după părerea mea. Și aici pe color intrăm la skin tone și îl vedem aici și aici și dăm să fie mai cald. Mm-hmm. Ca
cam așa ceva. Poate că i-am dat prea mult din cards, prea mult am închis aici. Cam așa ceva. Putem anula cards-ul, de exemplu, și lucrăm și în contrastul de aici. Puteți să vă jucați cum vă place și cam așa arată. Ăsta e cadrul nostru. Bun, ne vedem data viitoare.